am trăit să o vedem și pe asta, Dorian Popa, în chiloți, pe străzile Bucureștiului. Deși are piciorul luxat și se ajută de cârje pentru a merge, artistul se ține de promisiuni și nu renunță nici în ruptul capului la obiceiurile care l-au făcut celebru. Și pentru că a promis că atunci când va ajunge la 500.000 de fani pe internet, va ieși dezbrăcat în boxer în mijlocul capitalei, Dorian s-a conformat și a defilat aproape în costumul lui Adam, umplind centrul orașului.